Bine ați revenit la Mobilissimo.ro, astăzi scoatem din cutie pe Huawei G8, este unboxing-ul unui telefon anunțat la IFA 2015, împreună cu Huawei Mate S, și acest model este cunoscut și ca Huawei GX8, este un phablet cu carcasă metalică, care s-ar potrivi undeva între modelele Honor și modelele Mate ca specificații. Îl găsiți la eMAG.ro la 1499 de lei, la quickmobile.ro la 1616 lei sau la Evomag la prețul de 1599 de lei. Hai să vedem ce găsim în cutie, cutie care seamănă cu cea a lui Huawei P8, dacă mi-amintesc eu bine, și credeți-mă că mi-amintesc, pentru că nu prea vedem cutii înguste și înalte la smartphone-urile din ziua de azi. În această cutie găsim o pereche de căști care seamănă cu cele ce veneau cu Huawei P8 și nu sunt foarte diferite nici de cele ce au venit cu P9. Apoi avem încărcătorul și un cablu USB. Este USB standard, nu este USB Type-C, în cazul în care vă întrebați. Iar aici avem cheița metalică ce oferă acces la sloturi. În aceeași cutie neagră se mai află și acest plic de mari dimensiuni, în care găsim, evident, manualul și garanția. Iată, Quick Start Guide, destul de gros, și garanția lui Huawei G8, cunoscut și ca Huawei GX8. Hai să realizăm acum primul setup și să vedem ce ne rezervă acest terminal. În primul rând, aflați că el vine pe auriu, gri sau argintiu, are un ecran de 5.55 Full HD și are un panou inedit. A trecut ceva vreme de la ultimul telefon cu panou TFT, e bine, acesta are un astfel de ecran. Iar panoul frontal este un de tip 2.5D, se vede muchia ușor rotunjită a acestui panou. Telefonul măsoară 7.5 mm în grosime și cântărește 167 de grame. Optează pentru un procesor Qualcomm Snapdragon 615, are 32 GB de stocare și 3 GB de RAM. A început setup-ul. Next page, next, skip și deja am terminat foarte rapid acest procedeu. La bord se află 3 GB de RAM, slot microSD și suport pentru LTE, categoria 4. Mai avem și GPS, iar pentru selfie-uri avem o cameră de 5 megapixeli, în vreme ce în spate se află o cameră de 13 megapixeli cu blitz dual LED și vine și cu stabilizare optică. Cred că este momentul să umblăm puțin, dar doar puțin la luminozitate. Așa arată ceva mai bine. Telefonul pune la bătaie și o baterie de 3000 mAh și rulează Android 5.1 cu Emotion UI 3.1 aplicat peste. Suntem foarte familiarizați cu Emotion UI pentru că tocmai am testat recent Huawei Honor 5X, Huawei Honor 7 și P9, deci mult Emotion UI pe toate aceste device-uri. Hai să vedem cum arată interfața camerei. Este familiară, mai ales că din nou am testat acele terminale. Aici găsim opțiunea de captură, avem HDR, Best Photo, Panorama, All Focus și evident setările, care includ Perfect Selfie și opțiune dedicată pentru stabilizarea optică. Mai departe, moduri de captură sunt Timelapse, Video, avem și Photo, Beauty și Good Food, plus o serie de efecte. El este Huawei G8, s-a lansat la IFA în toamna anului trecut, a ajuns la Mobilissimo.ro în teste, este inedit, în ideea că nu prea seamănă cu un model Honor sau cu unul Mate, încearcă ceva diferit prin acest panou, prin această abordare destul de lată, îi testăm camera, baterie și altele în zilele viitoare, deocamdată l-am scos de cutie pe G8, prețurile pornesc undeva de la 1499 de lei. Le găsiți în descrierea acestui clip, la revedere!